Mii de cercuri de vegetație au răsărit aparent din senin pe un pământ în care nu crește nimic. Bizarele cercuri magice, cum au fost ele denumite, au fost descoperite în iarba groasă a deșertului Namib. Deșertul Namib e un deșert în sud-vestul Africii, întinzându-se de-a lungul coastei Oceanului Atlantic a Namibiei și Angolei, pe 1200 km, având zone cu dune înalte de până la 150 de metri. Numele său în limba indienilor înseamnă locul ce nu există. Numele Namib vine de la un zeu al furtunilor și trăznetelor, zeu pe care băștinașii îl considerau foarte puternic. Aceste formațiuni circulare care cresc ce cresc și apoi dispar brusc au produs tot felul de explicații fantastice. Unii cred cu tărie că acestea au apărut deoarece OZN-uri ar fi aterizat acolo sau că ar fi produsul respirației toxice a unui dragon, ori amprenta unui zeu. Așadar, azi vom vedea de ce există aceste cercuri verzi în deșert. Miturile orale ale poporului Himba, un grup pastoral ce locuiește în Namibia și Angola, au explicat cercurile misterioase ca fiind urmele lăsate de zeul Mukuru, strămoșul lor original. Ghizii turistici, pe de altă parte, au promovat legenda că cercurile sunt create de respirația otrăvitoare a unui animal subteran, asemănător unui dragon. O altă teorie afirmă că locul cercurilor ciudate e probabil un loc de aterizare de OZN. Cercurile acestea au un diametru cuprins între 1 și 35 de metri. Un studiu din anul 2012 a constatat că durata de viață a cercurilor mici e de aproximativ 24 de ani, iar pentru cele mai mari 43-75 de ani. De-a lungul timpului s-au dezbătut destul de mult cauzele apariției cercurilor. Investigația și dezvoltarea teoriilor au inclus numeroase teorii atât științifice cât și supranaturale. O ipoteză care pare să fie cea mai apropiată de realitate e că termitele de nisip, cunoscute științific sub numele de Psammotermes alocerus, sunt responsabile, dar gama fenomenelor din deșertul Namib e mult mai largă decât cea realizată de speciile de termite. Deci, ar fi nerealist să atribuim apariția tuturor acestor cercuri unei astfel de cauze. În 2004, profesorul de botanică al Universității din Pretoria a respins propunerile privind activitatea termitelor. În 2008, Angelic Jubert a susținut că toxinele reziduale ale plantelor rămase în sol după moartea plantelor Euphorbia damarana sunt cauza formării acestor cercuri. În 2012, Eugene Moll a sugerat speciile de termite ca fiind creatoarele acestor cercuri. S-a descoperit la acel moment că toate cercurile conțin excremente de termite, iar investigațiile radar sugerează că există un strat umed de sol fiind situat sub aceste cercuri, acela fiind un mediu prielnic în care termitele ar putea trăi. În 2013, această teorie a fost susținută și de Norbert Jurjean. El a găsit dovezi că termita de nisip generează un ecosistem local care promovează crearea cercurilor. Termitele de nisip au fost găsite în 80% din cercuri și în 100% din cercurile nou format. Studiul a concluzionat că aceste termite de nisip creează cercuri consumând vegetație și îngropând-o în sol pentru a crea astfel cercul. Cercul nou creat permite apei să pătrundă prin solul nisipos și să acumuleze în subteran, permițând solului să rămână umed chiar și în condițiile cele mai uscate, cum sunt cele din deșert. Creșterea ierbii în jurul cercului este favorizată de apa din sol acumulată și la rândul ei termitele se hrănesc cu ierburile de pe margini, crescând încet diametrul cercului. Acest comportament din partea termitelor echivalează cu crearea unui ecosistem local. Cercetările lui Jurjean au trezit interes pentru mass media, dar au fost criticate destul de mult. Walter, biolog la Universitatea de Stat din Florida, care a cercetat și el cercurile misterioase, a spus că Jurjean a făcut eroarea științifică comună de a confunda corelația cu cauzalitatea. Anterior, el încercase să demonstreze că termitele de recoltat sunt cele care creează aceste cercuri, nu cele din nisip, dar nu a avut succes în acest demers. Jurjean a răspuns că termitele de nisip diferă de termitele de recoltat și trăiesc adânc sub cerc. De asemenea, acesta a spus că ele nu creează movile sau cuiburi deasupra solului și nu lasă urme nisip. În aceste situații, termita de nisip e neobișnuit de vizibilă în activitățile sale, ceea ce nu confirmă ipotezele lui Jurjean. De asemenea, rămân întrebări nerezolvate cu privire la solul din centrul cercului care inhibă creșterea plantelor și interacțiunile altor specii din cercuri. În legătură cu ecosistemul local, mai mult studiile realizate încă din secolul al XX-lea au remarcat faptul că aceste cercuri sunt anormal de bogate în substanțe nutritive, ridicând întrebarea cu privire la câte tipuri sau circumstanțe diferite de cercuri ar putea exista efectiv. Mai târziu, în 2013, Michael Kramer și Nicole Barger au sugerat că acele cercuri erau consecința modelelor de vegetație care au apărut în mod natural în urma concurenței dintre ierburi. Ei au examinat condițiile în care apar cercurile și au constatat că acestea sunt corelate negativ cu precipitațiile și nutriția solului.
Această observație este în concordanță cu faptul că acea competiție de resurse între plante este o cauză a creării cercurilor. Astfel, peisajele ierboase cu un amestec de ierburi pot duce la zone sterpe ca o consecință a concurenței subterane între diferite tipuri de ierburi. Sterpele sunt menținute deoarece formează un rezervor de nutrienți pentru ierburile mai înalte de la periferie și posibil datorită activității termitelor, ca în teoria lui Georgian. Folosind precipitațiile, biomasa și sezonul ploios, se poate prezice cu o precizie ridicată prezența sau absența cercurilor într-o regiune. Potrivit lui Walter Schinkel, această teorie explică toate caracteristicile cercurilor, inclusiv prezența speciilor înalte de iarbă. Alte lucrări recente au luat în considerare combinațiile efectelor de modulare induse atât de animale cât și de vegetație, ca o explicație teoretică potențială unificatoare pentru fenomenul creării acestor cercuri ciudate. De exemplu, combinația prezentată în simulările create de Corina Tarnita și echipa ei de la Universitatea Princeton sugerează că ambele procese împreună creează tipare care imită cel puțin unele dintre cele găsite în deșertul Namib. Așa cum Juan Bonachela, un profesor asistent la Universitatea din Strait Cycle și coautor al noului studiu, a declarat: doar prin luarea în considerare a interacțiunii dintre termite și autoorganizarea vegetației putem obține o descriere atât de cuprinzătoare a principalelor proprietăți ale acestor cercuri misterioase. Noi oferim o explicație plauzibilă pentru modul în care acestea și alte modele de vegetație obișnuite apar, care include ceea ce se credea că sunt explicații reciproc exclusive pentru sistem. Pe lângă cercurile misterioase apărute în deșertul Namib, există și alte astfel de cercuri care apar și în diferite deșerturi. Cercurile verzi din celelalte deșerturi indică frecvent zone de agricultură susținute de irigații. Oaza Al-Kufrah din sud-estul Libiei e unul din cele mai mari proiecte agricole din Libia și e un reper ușor de recunoscut chiar și din spațiu, de la bordul Stației Spațiale Internaționale, deoarece doar 2% din terenul Libiei primește suficiente precipitații pentru a fi cultivat, acest proiect folosește apă fosilă dintr-un mare râu subteran. Guvernul libian are de asemenea un plan numit Great Man-Made River pentru a pompa și transporta aceste rezerve de apă subterană spre coastă pentru a sprijini creșterea populației și dezvoltarea industrială a Libiei. Sistemul de irigare pompează apa sub presiune într-un braț tubular dintr-o sursă centrală. Ancorat de un pivot central, brațul se rotește încet peste zona pentru a fi irigată, producând astfel modelele circulare. Deși diametrele cercurilor din deșert variază, aceste cercuri au un diametru de aproximativ 1 km. Culorile mai închise indică câmpurile în care se cultivă culturi precum grâul și lucerna. Culorile mai deschise pot indica o varietate de procese agricole, câmpuri care au fost recoltate recent, câmpuri care nu sunt cultivate în prezent, câmpuri care tocmai au fost plantate sau câmpuri care au fost scoase din producție. Alte astfel de cercuri au fost pozate de un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale, aceste cercuri aflându-se în Shark El Owainat, în sud-vestul Egiptului. Avampostul agricol îndepărtat din deșertul Sahara, care are același scop ca cel din Libia, se află la 290 de km de cel mai apropiat oraș și 210 de lacurile Toșca. Sistemul acvatic îngropat sub nisip permite supraviețuirea acestor cercuri agricole în mijlocul deșertului. Râul subteran e singura sursă de apă pentru egiptenii care trăiesc departe de râul Nil, având în vedere că peste 95% din Egipt e deșert nelocuibil, cu o precipitație medie anuală extrem de scăzută. Cercurile de culturi sunt rezultatul irigării pivotului central, o metodă eficientă pentru conservarea apei în agricultură. Apa subterană din râu e extrasă din puțurile din centrul cercurilor și e pulverizată sau scursă din țevile lungi și rotative care pivotează în jurul centrului. Majoritatea culturilor prezente aici sunt cartofi, reprezentate de cercuri verzi mai închise, grâu, adică cercurile maronii mai deschise sau plante medicinale și aromate cum ar fi mușețelul. Cercurile sunt mai închise, de culoare cafenie, au suferit probabil o ardere controlată pentru a elimina excesul de materie vegetală și în esență acest lucru a avut ca scop curățarea terenului pentru următoarea cultură. Alimentând populația zonei New Valley din Egipt, aceste culturi sunt transportate pe un drum de deșert care duce la orașele Abu Simbel și Dakhla și la aeroportul Shark El Owainat. Așadar, oricât de interesant ar părea interpretarea supranaturală a apariției acestor cercuri misterioase, adevărul este că cercetătorii au găsit o explicație științifică. Dacă pentru primele, cel mai probabil, termitele de nisip și procesele de vegetație sunt cauzele, printre cele din urmă din Libia și Egipt e vorba de intervenția umană, care a avut ca scop crearea cât mai multor zone fertile pentru a hrăni populația acestor țări.
Așadar, misterul din spatele acestor cercuri nu e unul neelucidat, dar e în continuare unul care intrigă destul de mult pe cei pasionați de science fiction. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!